Da, este o vară mai specială, dar nu înseamnă neapărat că este o vară specială într-un sens neapărat rău. Putem să mergem la munte, unde avem destulă izolare. Chiar și la mare se poate să stai pe plajă undeva mai departe de oameni. Poți să te vezi cu prietenii în totală siguranță, poți să te bucuri de familie și de această vară. E adevărat călduroasă, dar nu uitați că vine iarna. Așa că planuri sunt multe, show-uri de stand-up în aer liber, pentru că doar acolo se pot face și este minunat, filmări. Este o vară frumoasă până acum și aș vrea să vă invit și pe voi să spuneți cum vă e vara, hashtag-ul e vara cu 100 de prieteni. Uite, aveți 100 de prieteni, aveți cu cine povesti.